Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Puțină revoltă la ora asta că n-avem încotro, ne împinge actualitatea. Disprețul unora dintre parlamentarii României față de românii care muncesc în străinătate e ca o infecție rebelă, prieteni. Adică oricâte tratamente cu oprobiu și indignare publică le-am aplica, iată că acești politicieni continuă să recidiveze. Periodic câte unul se trezește să-și bată joc de concetățenii noștri care muncesc pe brânci în Europa, să-i minimalizeze, în general, să facă tot ce trebuie să facă pentru a demonstra că nu merită demnitatea care le-a fost încredințată de alegători. Pentru că noi credem că a fi parlamentar este o demnitate încredințată de alegători și trebuie să te comporți ca atare. Bun, azi cazul deputatului PSD, Ionel Floroiu. Nu știu dacă ați auzit de dânsul, dar dânsul este parlamentar. A susținut în Comisia de Administrație a Camerei că românii din diaspora nu contribuie cu nimic la evoluția statului român, că trimit sume infime în țară și că dacă vor să voteze, să facă bine și să-și cumpere bilete de avion și să vină în țară pentru asta. Să nu le mai organizeze statul român secții de votare pe afară. Literalmente, adică e aproape incredibil. Și avem și înregistrarea momentului ca să vedeți că e cu adevărat așa. Dar mai întâi contextul. Deci în Comisia de Administrație se discuta o propunere legislativă, cred că vine de la USR, prin care ar urma ca diaspora să aibă o reprezentare parlamentară mai importantă. Pentru că, dacă vă amintiți, legea electorală a fost schimbată în așa fel încât numărul parlamentarilor care reprezintă diaspora este minor, mărunt. Sunt ei numeri pe degetele de la o mână. Ar trebui să fie mai mulți parlamentari. Acum, toată imigrația românească de peste 4 milioane de persoane, toți au cam tot atâția parlamentari cât un județ mic, cu 200 de mii de locuitori. Și a fost o chestie făcută de, mă rog, niște partide care se tem de votul din diaspora, care de obicei este ușor diferit de votul din zonele pe care le controlează ei. Această propunere l-a enervat foarte tare pe acest deputat PSD, Floroiu, care și-a spus opinia. Să-l ascultăm cu multă atenție, cu precizare, o să-l auziți vorbind de ceredesiști, CRDS, ceredesiști, cere, nu știu ce, vorbind despre cetățeni români. Îi face ceredesiști. Ăștia sunt ceredesiștii, de fapt, la care se referă dânsul, înseamnă cetățean român cu domiciliul în străinătate. Și să-l ascultăm pe domnul Floroiu. Unii nu mai știu dacă sunt români sau nu sunt. Doar noi îi avem în evidențele noastre clasați în CRDS. Deci ei sunt clasați la cetățenii care locuiesc de zeci de ani, care nu au nicio contribuție la evoluția statului român, care nu aduc niciun aport la dezvoltarea socială, economică și politică acestei țări. Am auzit chestiunea asta cu diaspora, că investești în România, că aduce miliarde, zeci de miliarde, ne? Practic, ce trimite? 200-300 de euro la cei care au rămas prin țară, da? Care reprezintă 0,01% din produsul intern brut al României. Sunt foarte puțini care vin cu, într-adevăr, investitori puternici. Investitori cu reale posibilități de a aduce un capital serios în România. Dacă îmi spuneți de 3-4 milioane de lucrători prin construcții în Europa, îmi pare rău să nu fiu de acord cu dumneavoastră. Care sunt turiști prin Europa. A fost domnul Floroiu de la PSD. Sigur, dânsul și asumă opiniile. Doar o precizare în privința banilor trimiși de românii plecați. Se numesc remiteri, domnul Floroiu, ne-am așteptat să știți asta, și sumele acestea sunt cruciale pentru dezvoltarea României, în ciuda ceea ce credeți dumneavoastră, potrivit datelor Băncii Naționale, în 2020, așteptăm și datele pe 2021, în 2020 remiterile diasporei s-au ridicat la 3,5 miliarde de euro, adică 1,5% din produsul intern brut. În perioada 2007-2020, dacă vă întrebați, domnul Floroiu, de ce am zis 2007, păi 2007 este anul în care România a fost primită în Uniunea Europeană. Deci între 2007-2020, românii plecați la muncă în străinătate au trimis acasă 41 de miliarde de euro, iar aceștia sunt doar bani trimiși prin sistemul bancar de români cu contracte de muncă de cel puțin un an. Deci contracte ferme. La aceste sume se adaugă, evident, banii trimiși de lucrătorii sezonieri și cei care sunt aduși pur și simplu în buzunar. Acolo sunt foarte puține informații. Mă rog, sursa pentru datele astea este BNR, deci 41 de miliarde de euro.
În aceeași perioadă, 2007-2020, investițiile străine directe a României au fost de 57 de miliarde de euro. Sursa este tot BNR. Ca să punem în context, da? Să înțelegem care sunt, care e dimensiunea, și nu e vorba numai de bani. Aici este vorba de atitudine față de cetățeni români care s-au dus să muncească în străinătate. Unii poate vor rămâne acolo, alții se vor întoarce cu experiență care va ajuta la dezvoltarea României. S-au dus cei care au spirit antreprenorial, s-au dus cei care încearcă să facă ceva pentru familiile lor, să muncească mai mult, să crească nivelul de trai al lor și al familiilor lor. S-au dus oameni cu inițiativă și s-au dus, evident, și hoți, s-au dus și ticăloși. Da, este adevărat că așa este orice societate, are și oameni de nădejde, are și ticăloși, domnul Florio. Important este unde vă plasați dumneavoastră. Și încă un lucru, să-ți aduci aportul, cum spuneți dumneavoastră, ăsta este un pleonasm. Și de limba română, cred că mai aveți nevoie să studiați. Vom pune înregistrarea asta pe Facebook, puteți comenta acolo. Mulțumim pentru mesaje. Domnul deputat PSD Florio pare să fie foarte popular în dimineața asta. Îi se urează multe lucruri, evident nu putem să difuzăm. Da, am găsit câteva mesaje pe care am vrea să le difuzăm totuși. Nu putem difuza majoritatea mesajelor primite în această dimineață. S-a înțeles. Bun, să difuzăm totuși câteva mesaje, că reacția voastră este importantă și, cum spuneam, astfel de ieșiri din partea oficialilor români nu trebuie lăsate nesancționate. Bună dimineața, Europa FM. Matei Pascu din Arad. Sunt pe afară, lucrez 14-15 ore pe camion. Floroiule! Aici o să oprim așa un pic. Știu că nu puteți, da, dar cam asta e opinia noastră. O zi faină vă doresc. Da, mulțumim tare mult. Noi riscăm și amenzi la fazele astea. Trebuie să facem în așa fel încât să nu... Da, mai sunt. Hai să mai avem. Dăm ceva. Bună dimineața, băieți. Dacă domnul Floroiu ar face ceva ca să nu mai plece românii din România, poate ar fi altceva. Da, cred că face. Încă n-am aflat noi, dar probabil că o să fie. O să se afle. Ne-ați aflat. Mă bucur că ai făcut comentariul ăsta. Nu o să comentez despre ce a spus domnul respectiv. Din nou, sunt mândru că sunt român, sunt mândru că sunt plecat și vreau să spun că Europa FM cred că este postul de radio cu cei mai mulți ascultători din diaspora. O zi bună din Marea Britanie, Dan sunt. Mulțumim și suntem mândri de asta. Și suntem mândri de asta și vă mulțumim că ne ascultați, suntem mândri de voi. Și apropo de comentariul de mai devreme, e pe Facebook toată știrea, inclusiv cu insertul domnului Floroiu, da, cu declarația domnului Floroiu. Da, încă o dată, mi se pare atât de nedrept să fii reprezentant în Parlament al poporului român, asta înseamnă să fii parlamentar, și să ai astfel de ieșiri completamente inexplicabil de jignitoare la adresa unor oameni care s-au dus să muncească acolo pentru binele lor, că e dreptul lor să facă asta, al familiilor, și care aduc, dau ceva înapoi României în permanență. E mi se pare revoltător. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.